Sfântul cuvios Ioan Iacob, de la Neamț Hozevitul, poezii, partea a doua. La noi acasă, plugușorul românului pribeag. Durerea morții stăpânește în plaiul nostru strămoșesc, căci fiara de la miază noapte sugrumă tot ce-i românesc. Tânjește vatra părăsită a vieților români pribegi, și lumea fuge îngrozită de multele fără de legi. Podoaba țării azi se pierde, feciorii casei sunt străini, azi codrul nu mai este verde, iar florile sunt mărăcini. Azi pâinea s-a făcut amară și apa-i neagră devenind, văzduhul a ajuns povară, iar traiul omului un chin. De multă vreme nu s-aude, sub cerul țării înroșit, decât al sputnicilor vuiet și geamătul celui robit. Cu lacrimi astăzi se adapă feciorii dulcei României, zicând, ieșiți la cei din groapă, ca să intrăm azi noi de vii. La Putna, Ștefan nu mai poate să odihnească în mormânt, văzând atâta nedreptate pe strămoșescul lui pământ. El strigă jalnic spre Suceava la sfântul mucenic Ioan să ne ridice iarăși slava cea dărâmată de tiran. La Cozia, în mănăstire, cu groază Mircea s-a trezit de prea amară tânguire a oltului nemulțumit. Spre Argeș, ochii își îndreaptă la trupul cel mucenicesc și suspinând mereu așteaptă un semn de ajutor ceresc. Mihai, din cripta cea bătrână, înalță capul fioros, ar vrea să apuce spada în mână, dar trupul îi lipsește în jos. El plânge astăzi cu neagoie, rugând pe Nifon cel sfințit să scapă țara de nevoie cu darul lui nemărginit. Vasile Lupu vrea să vadă din nou sobor creștin la Iași, dar arhiereii stau sub pază și nu se pot urni doi pași. El vrea din nou să întărească blagocestivul adevăr, căci iarăși lumea creștinească apucă legea în răspăr. Nu poate astăzi să mai vadă, alături de locașul său, cum fac organele paradă tovărășiei celui rău. Tresar străbunii din morminte când văd atâta pustire pe locurile cele sfinte lăsate nouă moștenire. Pământul plămădit cu sânge și cu sudoare de martiri, azi se cutremură și plânge, fiind împresurat de zbiri. Carpații astăzi se înfioară și apele se zbat în vad, văzând pe scumpa noastră țară cum se apropie de iad. Azi, sfinții iubitori de țară se roagă jalnic lui Hristos să izbăvească de ocară pe neamul nostru credincios. Iar voi, martirilor de astăzi, lucefere prealuminători, cu sfânta voastră îndrăzneală, dați pildă celor muritori. Să știe lumea răsfățată că viitorul fericit, cu suferință și cu jertfă, va fi mereu pecetluit. În cale către mântuire, povara crucii vom purta și până la slava învierii, Golgota vom întâmpina. Nicodime preafericite, de ce te-ai dus dintre români, lăsând biserica robită și țara fără de bătrâni? Veniamine preasfințite, cu Varlaam și Dosoftei, păziți făclirile cinstite să nu le stingă cei atei. Părinților cu suflet mare, păstorilor duhovnicești, mai arătați-vă odată la scaunele vlădicești. Glasul conștiinței. Iată, lumea te îndeamnă la răsfățul ei și plecându-te chemării, pradă ești de străbălării. Haine noi, acum la modă, trebuie să ai, iar a sufletului haină, cum o vei păzi în taină? Plecăciuni cu lingușire trebuie să știi, iar când stai la rugăciune, nu mai este plecăciune. Vizitări cu multă fală trebuie să faci, iar la sfânta liturghie stai cu inima pustie. Cu științele naturii, mintea ți-ai hrănit,
iar ceva din veșnicie, mintea ta nimic nu știe. Până când mai este vreme, caută-ți liman. Dacă soarele se pleacă, luntrea vieții se înneacă. Fugi de lumea cea deșeartă, plină de sminteli, și cu flacăra credinței, ține calea pocăinței. Lasă cărțile profane, fără căpătâi, și le ia pe cele sfinte, ca să prinzi ceva la minte. La prietenii din lume nu te potrivi, ci să ai prietenie cu cinstita curăție. Mintea ta este făclie, fără un de lemn. De la Domnul cere milă, până când mai ai feștilă. Vântul rău al necredinții cântă la urechi, și de uiți chemarea sfântă, vei juca precum îți cântă. Ține minte frica morții, nu uita de ea. Cine nu-i deprins să o poarte, sufletul își dă la moarte. Rugăciune cu trezvire caută să ai, căci prin darul rugăciunii piere duhul urciunii. Înălțarea cea deșartă, grabnic s-o arunci, căci la gândul înălțării bate vântul desfrânării. Cu năravul trândăvirii nu călători, căci pe urma trândăvirii vine boala nesimțirii. Fii cu dragoste curată către Dumnezeu, părăsind pe cea trupească pentru cea dumnezeiască. Spre adâncul umilinții pleacă-te mereu, căci din apa umilinții au băut în viață sfinții. Cugetări smerite. Suflete al meu smerit, pentru orice dăruiri, Domnului mai înainte să-i aducem mulțumiri. El pe inimă o mișcă, celui binefăcător, de la Domnul izvorăște orice semn de ajutor. De lucrezi ceva bine, nu te înălța în gând, că nu este bunătate fără darul lui cel sfânt. Iar de vezi pe cei potrivnici că dau dosul rușinați, nu te semeții degeaba, că de sus au fost mânați. Totdeauna la culcare, slavă dă lui Dumnezeu, să ajungi sfârșitul zilei izbăvindu-te de rău. Când te scoli, dă slavă iarăși, că din mila lui cerească nu te-a osândit pierzării, ci ți-a dăruit sculare. Când te apuci de rugăciune, cere mai întâi de sus, ca să-ți dea trezirea minții Domnul nostru Iisus. La mâncare zi cu Duhul, mulțumesc, Ceresc Părinte, pentru apa cu văzduhul și aceste daruri sfinte. Dacă ești lovit de boală, cugetă că orice leac nu te ajută fără darul doctorului sfânt din veac. Suflete, scânteie sfântă, a soarelui celui gândit, odor neprețuit al lumii și îngerilor preacinstit. Ești duh din duhul cel de viață, suflat de unul Dumnezeu și rânduit să fii de-a pururi cu dânsul suflete al meu. Făptura toată cea văzută și raiul cu podoaba sa au fost gătite pentru tine, o suflete, viața mea. De-aș fi lipsit de toate lume, nimica nu voi pierde eu, căci toate nu s-așa de scumpe cu tine, suflete al meu. Dar vai, lipsindu-mă de tine, atunci toate le-am pierdut și slava cea gătită în ceruri și orice bine am avut. Răscumpărat de la osândă, cu sângele dumnezeiesc, tu ești chemat să fii mireasă a mirelui celui ceresc. Cu amanetul cel de taină, încredințat de la botez, vei fi chemat în ziua nunții la el să te înfățișezi. Păzește mai ales credința cu tainele ce are ea, cercându-ți zilnic conștiința să nu te mustre cu ceva. Va trece cerul și pământul, iar tu vei rămânea mereu, căci ești cu darul nemuririi smerite, suflete al meu. Doamne, când gândesc în urmă la trecutul vieții mele, văd că nimeni dintre oameni nu m-a întrecut în rele. Iar pe darurile tale, când le socotesc mai bine, văd că tu pe nimeni altul
nu l-ai miluit ca mine. După socoteala asta, ar urma să iau ca plată cea mai groaznică pedeapsă care s-a văzut vreodată. Însă tu, prea milostive, mă aștepți răbdând mereu patimile urcioase ale sufletului meu. Îndelunga ta răbdare îmi aduce umilință, căci aștepți să fac vreo roadă vrednică de pocăință. Nu m-a înghițit pământul, nici cu foc nu m-a pierdut, dând soroc la ispășire trupul celui de lut. Doamne, mai așteaptă, Doamne, în mormânt să nu mă arunci, viața cea nepocăită, nici la veșnicele munci. După cum la Ezechia, anii vieții ei sporit, și pe Manasii de muncă, minunat l-a izbăvit. Varsă și spre mine mila, Dumnezeul meu preasfânt, ca să te slăvesc de-a pururi și dincolo de mormânt. De ce te tulburi, Duhul meu, și mai ai a te mâhni? Nădăjduiește-n Dumnezeu, la El mă voi mărturisi. Te-ai depărtat de fața Lui, dar El te cheamă așteptând, să vii în casa Tatălui, pe drumul crucii apucând. De ce rămâi pe gânduri lași? Nu știi pe unde s-a oprit? Întreabă astăzi pe sutaș și el va spune negreșit. Opritul s-a de atâtea ori, de câte ceasuri sunt în zi, să vadă cari muritori pe drumul crucii vor veni. Apoi, văzând că nu mai vii, te-a așteptat pe cruce sus. Dar zăbovind tu, jidovii, oțet și fiere i-au adus. Pe stânca Sfântului Calvar așteaptă tainic el mereu și iarăși, ca și la tâlhar, ți-ar zice suflete al meu. Amin grăiesc acum și ție că tu vei fi cu mine în rai, de vei urma de acum mie lăsându-ți toate câte ai. Tu stai la foc acum cu Petru și când te întreabă cine ești, te prinde frica de sinedru și pe stăpân tăgăduiești. De nu tăgăduiești cu graiul, tăgăduiești prin fapta rea, căci după cum îți este traiul, așa va fi credința ta. Deci ieși din curtea răsfățării și plângi ca Petru cu amar, ca Dumnezeul îndurării să-ți înnoiască sfântul dar. Graiuri profetice, culese din hrisoave grecești. La anii veacului din urmă, păstorii cei duhovnicești se vor abate de la turmă, urmând curentele lumești. Păși vor ei pe calea strâmbă, lăsându-și drumul părintesc, și vor cânta la oi din drâmbă, iar nu din fluier păstoresc. Vor face focul cu progresul în staurul duhovnicesc și fumul va stârni eresul rătezului papistășesc. Atunci, lumea cu știință va face născociri mereu și nu va fi la ea credință, nici temere de Dumnezeu. Norodul, cel cu simplitate, de frica veșnicelor munci, va mai păzi cu scumpătate dumnezeieștile porunci. Dar viețuind în neunire și fără povățuitori, vor fi urâți de stăpânire și mulți vor sta prin închisori. Acei cu râvnă mai fierbinte, la fapta bună și smeriți, vor fi ca cei ieșiți din minte, de toată lumea socotiți. Înțelepciunea omenească va face idol pe pământ și lumea vrea să folosească desmățul ca așezământ. Vor tunde bărbile și părul și hainele vor reteza, iar legile cu adevărul la modă toate vor scurta. La tineri nu va fi rușine și nici iubire între frați, iar moda va târî cu sine pe oamenii destrăbălați. Atunci Dumnezeu, cu greață, va căuta spre pământeni și va lipsi pe mulți de viață, ca oarecând pe sodomeni. Pământul își va pierde mana și munca nu va fi cu spor, că mulți vor crede pe satana, tovarăși slobozirii lor. Atunci lumea va să fiarbă, ca un cazan la pirostea, aprinsă de mânie oarbă și pacea ei se va lua. Războaie mari, înfricoșate, se vor ține aproape lanți, dar mai grozav va fi ca toate a celor șapte din Bizanț. Noroadele civilizate, când mai vârtos vor prospera, ca fiarele înfometate, cu dinții se vor sfâșia. Vor face care zburătoare
iar coada lor de scorpion va face iarăși tulburare ca turnul de la Babilon. Atunci va fi ca armătură balauri groaznici de metal, împrăștiind pârjol din gură și fumuri cu venin mortal. La vii, abia a treia parte din toată lumea va scăpa, iar restul se va da la moarte, apoi războiul va înceta. Căci îngeri va veni din ceruri, strigând cu glas înfricoșat, să pună capăt la măceluri puterile din Țarigrad. Acolo, îngerii vor pune pe tronul bizantin un sfânt și pașnic toți se vor supune, lipsind războiul pe pământ. Atunci va fi ortodoxia în toată lumea strălucind și va să piară dușmânia, belșug și dragoste fiind.